Salutare la toți, cu voi Sergiu. După cum știți, ne aflăm într-o perioadă, n-am trecut niciodată în Moldova, carantină. Suntem în casă, cauza fiind virusul ăsta COVID-19. Salut! Salut, mamica! Copiii în casă, câinele în casă. Alex, de salut! Bibiu, dă-i Ariana salutul, tata. De salut. 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 Fua, fua. Fua, cosmos, fua. Suntem deja 5-a zi în casă. Adică mai mult stăm în casă. Copiii scoatem în ogradă aici la noi în curte și se mai joacă puțin așa. Scoatem câte jumătate de oră, o oră ziua. Da, azi e frig, azi n-am să-i scoatem. Noi, e ca cu mamica, eu am fost alaltă ieri odată la supermarket și mamica a fost odată la supermarket. Așa, cât mai puțin ne străduim să ieșim afară. Să ne aflăm în locuri unde sunt mulți oameni, adică supermarket. Numai acolo ne ducem. Mall-urile și astea s-au închis, dar nici nu avem de gând să ne ducem acolo. Azi cred că să ne ducem pe mașină să facem un cerc prin oraș. Fără că să vizităm ceva, pur și simplu să ne dezmorțăm o leacă, să vedem orașul, azi nu circulă nici transportul public, să vedem cât e de gol orașul nostru. E soare afară și e frumos, e frig, e minus 1 grad și să vedem cât sunt de ascultători moldovenii. Responsabilitatea carantinei este importantă. Pentru că virusul ăsta e incubația de 2 săptămâni și chiar dacă ești infectat, timp de 2 săptămâni tu nu știi asta. Între acestea 2 săptămâni tu poți să mă lipsești mulți oameni. De asta e important să stăm acasă. Eu sunt pentru absolut tot să se închidă. Chiar dacă grădinițele sunt închise și copiii stau acasă, maturii se duc la lucru, îi poate să se infecteze și primul vin acasă la copii, la părinți. Adică ar trebui tot să fie închis. În afară de supermarket și acolo să fie cu dezinfectare la intrare, cum este la un supermarket nu a fost. Și fructele, tot asta, mănuși să iau. Irresponsabili sunt oamenii ăștia care vin de peste hotare. Problema asta mai mare ca dor de casă e că lumea vine infectată aici. Care știe, care nu. Se transmite virusul ăsta foarte repede de la unul la altul. Și a doua, cei care știu că sunt infectați și vin, mai bine să stea în țara aceea, pentru că acolo și medicina e mai bună ca la noi. Eu singur am fost psihotare foarte mulți ani. Prima dată n-am venit vreo 4 ani acasă. Nu cred că e grav dacă câteva luni să răbdăm, pentru că cred că dacă de la început să luau măsuri, să închidă hotarele deodată și carantină deodată, adică cu mult mai simplu avea să fie acum. Stăm acum în carantină 2 săptămâni și cel mai probabil o să se prelungească mai departe. Multe raioane din Moldova sunt infectate deja și toate că e carantină, mulți circulă pe drum, supermarket, toți fermești. Așa cum am mai spus, incubație 2 săptămâni, nimeni nu știe dacă e infectat sau nu. Și familia la plimbare. La plimbare în mașină. ABC vrei? Să-ți spună mama ABC? Da. Mașini, după cum vedeți, sunt, adică... Mâncioare. Dacă numai să prind lumea așa cu mașina, nu-i problemă, dar dacă îți duc undeva, e problemă. Taxiurile trebuie să fie scumpe, azi, transport public, așa cum vedeți noi. Prima dată văd așa ziua să nu fie troleibus și rutier. Da. Și la piața centrală poliția, închis în general aici. Și drumul. Și drumul, da. Multe ambulanțe, văd pe drum, s-aud. Deci, că tare centru, de asta și nu-i mult lume, dar cred că pe raioane, ca Ciocana, Botanica, pe raioane lumea se mai plimbă, cred că. Mai ales că supermarketele sunt deschise, pizzeriile sunt deschise. Am trecut acum pe la o pizzerie pe afară și am văzut că e deschis. Cinemaul tot nu lucrează. Nici că asta mai lipsit și cinemaul să lucreze. Da, nici mall. Aici cinema? Cu și-o trecem și pe la mall așa, spre casă și... Tata, aici vedem. Cinema? Da. Aici e cinema, da. Visa. Cinema, da... Visa. Nu e care la mall, e alt cinema.
Aici tata când era mic mergea la cinema. Și parcul e gol. E, parcul este așa, nu era plin, dar... E duminica ori? Da, pentru duminică, da, gol. În general, parcă e, știi cum, parcă e, nu știu așa, parcă e șase de anul nou. Da, sau 6 dimineața. Mama, Ștefan cel Mare. Da, corect. Da, aici Ștefan cel Mare, fără mască. Cât costă are taxiurile astea? Pentru că la anul nou... Tarif dublu? Tarif dublu, la când erau ninsori, tarif dublu. Am mai nu transport public, asta e chită lor acum. Aici e a doua stradă care scoboară la piața centrală. Tot gol, pustiu. Sunt toate magazinele cu deschis, tati. Da. Nu sunt toate, dar sunt multe deschise. Da, piața centrală, piața centrală duminică, când aici era lumii, da, cel mai multe luni. Cel mai periculos loc pentru, în așa cazuri, piața centrală. Mulți intră și o să intre și mai departe în minus cu epidemia asta. În ianuarie am citit postare pe Facebook, mi-a ieșit Corona Extra Bere, că berea a intrat în minus în ianuarie 27 de milioane de dolari. Numai berea. Adică... Lumea a tăiat berea sau? Lumea a tăiat ieșirea din casă. Berea, Corona și Bex e, merge bine, dar lumea dacă stă în casă și nu stă în casă, nu iese să se cumpere, că de cumpărat nu suntem, că oricum acolo... Nu ies, cred că în localuri se servească o bere ceva. Și la supermarket, nu ies să-l cumpere, cred că. Da. Strict necesar. Să-l cumpără, da, și le trebuie mai tare, cheltui bani pe bere. Ia ca și molul, ținelul. Ies? Ziua. Ziua și duminică. Da, închis. Când aici a duminică, și de la transport public, și lumea vine mult. Și... Rămâi gol. Gol, dar mașini sunt, mașini sunt, cum vedeți, lumea iese. Am ajuns acasă, Ariana e dorită de afară și Alex. Puțin, 10 minute, că e frig. Aer curat, da, și... Da, e frig. E frig, sunt 2 grade afară, e frig. Da, sunt 2 grade. Să le încălzești mai puțin, dar de alta e fost foarte, foarte cald. Da. Să vedem și... Космос, ce face? Tu ne întâlnești? Tu ne întâlnești? Ne întâlnești, mă, Moziu? Și pui urechile ca la iepuri. Mă, Moziu, vină încoace. Vină încoace, noi nu te-am lăsat. Noi am venit repede, repede am venit, așa? Космос, repede am venit noi, da? Hai, repede, repede. Stăpânul casă. Făcut dezordine ceva în casă. Hm? N-ai făcut, bravo ești. Ce te întinzi tu, măi? Cum te întinzi tu? Cum te întinzi, a? Cum te întinzi tu? Mumosu, mumos, ești mumos, da? Mumos, dar vrei să muști, numai să muști. Crescut, o crescut, ieri mă uitam chiar la pozele lui, adică are o lună deja la noi și era până aici, e ca așa, e ca așa dacă slăm, până aici, uitați-vă, ca mărimi, ca lungimi. Crește repede. Ne-am oprit pe la un magazin. Să luăm niște produse, să vă arăt ce-o cumpăr. Căsă nu, cumpăra căpșuni. Căsă ține dor de căpșuni. Așa, roșii. Cherry. No, ne plac foarte tare este cherry. Au așa un gust mai aproape de roșii. Ridichi. Cașcaval. La copii iaurturi. Covrici clasici, mâncăm mulți. Este bustănii. Vrem să mâncăm prăjiți cu făină și cum se face. Niște salam, cărnați. Și este unt. Castraveți, pipini. La Ariana foarte mult îi plac. E în fiecare zi mănânc pipini. Noi curățăm pe mâine. Așa, făină, biscuiți. Carne. Cartofi. Să mâncăm cartofi oven fries în cuptor. O să-l facem în cuptor cu carne. Că avem mai tâncă găină de la țară și o să facem cu cartofi de ăștia. Tu nu te uita la mine că nu mănânci. Tu ai mâncat
două ore în urmă și să mănânci peste două ore. Cosmos are regim și noi ne ținem de regimul ăsta, adică mănâncă la fiecare 4 ore. Facem asta de și, pentru că, în primul rând, să nu șeară mâncare când noi stăm la masă, da? Și să înveți disciplină. Asta e disciplină. Fiecare 4 ore, la farfuria lui, lângă apă, acolo el mănâncă. Dacă înveți așa să mănânci când vrea el, adică să-i pui numai mâncare și când vrea să mănânci, asta nu e chiar bine, că el se îngrașă așa, mănâncă mult, mai mult decât trebuie, dar el are nevoie de o porție concretă, da? Adică la vârsta lui. Noi dăm undeva 300 de grame pe zi. Mâncarea uscată nu-i prea place. Mâncarea asta uscată conține multe vitamine, minerale, fier, tot ce au și are nevoie organismul ca să se dezvolte. Dar dăm și paștet. Lui îi place foarte mult paștet pentru câine este care se vine. Stai cu mici, nu mușca. Cristina a fost am un supermarket cu mască. În general, eu sunt de acord că toată situația asta și panica asta e puțin exagerată. Dar părerea mea este că mai bine așa decât să-ți pare rău. Posibil să fie mai rău, cum a fost cu Italia, da? Adică nu a luat situația în serios la început și acum e rău situația acolo. Și carantina asta și toate țările astea care au fost infectate. Eram de părere că, de exemplu, China, da? S-a început tot de acolo. Nu știu, virusul ăsta, de la șarpe, de la liliac, alții spun, eu nu știu de la ce s-a început. Cum s-a depistat acest virus, trebuia să închidă hotarele și să aibă grijă de turiștii și de oamenii blocați acolo, care nu puteau să iasă din țară, să ducă la țara lor, da, în țara lor. Dintr-o parte e așa. Dar din altă parte, incubația la acest virus e 2 săptămâni și era la început. Totul s-a aflat undeva peste o lună. În timpul ăsta, mulți oameni au fost infectați de care nu știau și care s-au dus prin toate țările. Aș vrea să aud părerea voastră jos în comentarii. Scrieți din ce țară priviți, cum e la voi situația și măsuri să ia referitor la coronavirus. Alex! Alex, acuși vine. Hai, vine în casă. Vine să mănânci. Vrei să mănânci? Acuși vine și Alex afară, e frig. Tu ce-ai uitat că afară e frig? Iau Cosmos, te așteaptă. Hai din la Cosmos. V-am pupat, aveți grijă de voi, răbdare. Ne revedem în video următor. Sănătate și evitați locurile publice.